Oferte inedită în Timișoara, unde doi bărbați au încercat să vândă un pui de leu. Latin. Cei doi originari din Suceava s-au plasat pe malul râului Bega, iar primii clienți au fost chiar polițiștii secției 2, care în urma unui flagrant au confiscat puiul de leu. Vânzătorii au recunoscut că au cumpărat animalul din comuna Ilișești și că nu au acte de proveniență. Vizibil deshidratat, puiul a fost dus la grădina zoologică din Timișoara, iar cei doi bărbați din Suceava s-au ales cu o amendă. Polițiștii urmează să ancheteze de unde provine animalul și să-i tragă la răspundere pe cei vinovați.